pe 26 ianuarie, România Socialistă își omagia mărețul conducător. Era o angrenată întreagă societate. Propaganda ne vorbea despre cârmaci, în timp ce țara ajunsese o epavă. Ceaușescu rămăsese, de fapt, un stalinist. Dar temele național-comunismului au revenit în dezbaterea publică. Mai are Ceaușescu astăzi discipoli? Cazul este într-adevăr că memoria este scurtă. Am uitat ce se întâmpla în anii 80. Breaking Fake News. Știri reale, informații corecte. Cu Marian Voicu. Miercuri la ora 23 pe TVR1.